La bună întâlnire, privitorule. Sunt pregătit pentru asalt. Mi-am dorit să devin tâmplar. La gimnastică n-am ce să caut, pentru că acolo sunt doar campioni și am venit acasă la o campioană, de fapt la locul de muncă a unei campioane, ce la rândul ei produce campioni și m-a obligat și moral și profesional, pentru că îmi place sportul. Îmi plac părinții ce își împing copiii spre sport și ascultă de profesorii de sport și nu se impun ei. Hai să salutăm eroul de poveste, de fapt o să fie două eroine de poveste. Prima eroină și cea mai importantă și cea mai și cea mai, o să vedeți, este vorba despre fosta campioană olimpică Simona Păuca. Sărăduna, Simona, și bine m-ai primit! Bine ai revenit! Gata! Cât de neprofesionist sunt când spun că au trecut ceva de la punctul asta. Dumnezeule, că nu vine să cred. Da, au trecut 39 de ani, anul ăsta, anul viitor 40. Ce scurtă e viața și uneori o călcăm în picioare fără niciun regret. Putem spune și asta. Da. Dar nu asta e povestea. Mi-ai promis că vei... Și știam că ești tenace și priceput în ceea ce faci. Ești aproape de copii și o puștioaică. A reușit să te asculte ca toate puștioaicele ce... Și ai produs un campion la Cluj, într-o sală, sala de gimnastică Sonia Iovan. Din punctul meu de vedere, deloc pregătită pentru gimnastică. Pregătită pentru inițiere. Pentru inițiere, să spunem. Dar într-un oraș de 5 stele, poate sunt oameni ce se trezesc că e nevoie și de gimnastică la Cluj, nu numai de unele discipline sportive. Sunt peste 250-300 de copii de la cele două cluburi, fete, băieți. Și din puținul ăsta ești tu să scoți și tu și colegii tăi scoateți campion. Nu că e obositoare munca asta de dascăl, pentru că tu ai avut bucuria să fii și gimnastă și să pregătești gimnastă. Unde e dificultatea pentru Simona Păuca și că nu ajunge acolo unde își propune ea? Începem în primul rând de la sală, de la condiții. Doi, lipsa numărului de antrenori. Nu sunt posturi. Nu vrem să înființăm posturi. Nu numai noi ne confruntăm cu asta, dar... Asta e peste tot. Dar deocamdată, secția de gimnastică fete a Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca are o singură angajată și o antrenoare colaborator voluntar, singur în țară. Nu este posibil așa ceva. Și totuși, în 2021 am avut campioană națională la sărituri. Anul ăsta, moldovana Ariana a ieșit campioană națională la individual compus în luna martie. Am fost la Cupa Andreea Răducan. În mai. A luat campioană la sărituri și campioană la sol. Am vaga impresie că uneori nu suntem atenți la detalii. Uneori oamenii implicați în sport, și aici vorbesc de la cel mai de sus până la cel mai de jos, par îmbrăcați în superficialitate. Da, pentru că zicea, sportul. Nu ne mai trebuie sport. Dar tocmai ne trebuie sport pentru că trebuie să fie copiii noștri să fie sănătoși. În principal. E foarte important. În loc să stea în fața calculatorului, laptopului, telefonului. Nu, să stea și la calculator, că e nevoie. Trebuie să stea pentru că... Dar avem 600.000 de copii bolnavi de diabet. O domnișoară de la celălalt club, de la Clubul Școlar Sportiv Viitorul Cluj, are diabet și este în sală, a concurat. Deci se poate, se poate și lucrul ăsta. Sunt în alte localități care au probleme cu vederea, concurează cu ochelari. Nu mai trăim în 1984, nici în 90. S-au dezvoltat și au apărut tot felul de... Da, explică-mi să înțeleg, să nu mai tot car cu mine de-a lungul poveștilor. La gimnastică primești nota. Cât o primești? De ce la disciplina educație fizică în școli nu primești notă? Când învață copilul la ce înseamnă competiție? Doar când vine lângă tine ca dascăl specializat într-o disciplină sportivă sau la alte sporturi? De ce fugim de nota de la educație fizică și nu lăsăm pe ea pură să ne bucurăm de competiție? Adică puștoaicile astea ce sunt în jurul meu și al tău privitorului sunt obligate să se lupte pentru un trofeu. Da,
Că asta e ideea de sport. Cel mai bun să câștige, dar înainte trebuie să facem și ora de sport, să nu mai avem scutiri. Oh. Da? La ora de sport se pot face competiții, că nu numai o singură clasă face sport în ora respectivă, să spunem de la 10 la 11, două sau trei clase. Indiferent că-s mai mici, că-s mai mari, să fac în așa fel încât să fac o competiție și atunci probabil că vor fi mulți mai mulți sportivi în toate ramurile. Cum comunică elevele tale de aici, de la CSM, la antrenament, pentru că privitorul te știe din competiție unde erai sobră, concentrată, nimic în jurul tău. Cum ești aici? Le spui povești să zâmbească? Cum le scoți să te capteze cât mai bine mesajul tău să fie înțeles perfect? Să fii mulțumită și tu și ele de ceea ce fac? În primul rând trebuie să ne apropiem de ele, să spunem, și ca prietene, dar și ca profesor, ca dascăl. După aia să le faci să te respecte și să le spui și să încerci să le faci să înțeleagă că le vrei binele, în primul rând. După care mai râdem, mai glumim, ne mai certăm, ne mai supărăm, mai repetăm încă de 50 de ori, dacă e cazul. Cum scoți cele 3 ceasuri rele pentru o puștoaică de la gimnastică să calce peste ghinion, peste eșec, pentru ezitări, să prindă gustul? Încercăm să nu lucrăm astăzi acel element, să lăsăm să-l uităm. Dacă vedem, încercăm să-l punem imediat înapoi, să spunem. Dacă sportiva nu dorește, lasă că și mâine este o zi și poimine. Și atunci, cu ajutor din partea noastră, cu ajutor din partea părinților, ea dorind să îl refacă, atunci va dobândi, va reuși. Eu am văzut palmele gimnastelor de-a lungul vieții și sunt câțiva ani în spatele meu, mai mult de o jumătate de secol. Am văzut palmele canotorilor și am crezut că și voi, și ei, trageți la lopată, sunteți pe șantier. Când colo erați sportivi, e chin, să fim corecți față de gimnastică, mai e chinul ăla dinainte de 90? Nu. Nu este un chin dacă faci acest sport cu plăcere și vii cu plăcere. În momentul în care ți-a intrat microbul, nu mai poți scăpa de el. Că ești lovit, că ești bolnav, că mama nu mă duce, las că mă duc eu cu autobuzul, vin singură, vin. Este un chin, să spunem, pentru toată lumea. Du-te, mâncare separată, mai de regim. Dumnezeule, când văd o înghețată și ochii îmi sar din orbită, deci nu. Le dăm și înghețată, le dăm și prăjitură, le dăm și poetaje, dar cu... cu milimetru. Nu chiar cu liniarul. Când știm noi că e cazul. La ce vârstă crezi tu că elevele tale sau celelalte eleve din gimnastică încep să perceapă mesajul de a rămâne în gimnastică și de a căuta să devină campion? Pentru că ei își vin la sport, în primul rând sunt sănătoși, vor pleca sănătoși, dar mesajul de a deveni acolo pe podium, de a fi cel mai bun. Eu zic că începe să-l perceapă acum fiecare om, fiecare copil are abilitățile lui. Unul nu-i fricos, unul e mai fricos, unul are mobilitate, unul are forță. Trebuie găsit acel copil minune, să-i spunem, dorința lui să își întreacă antrenorul și să fie serios în tot ceea ce face. Simona Păuca, gimnastă, la lotul de la Deva, antrenament, era în zi proastă. Cum reacționai tu față de antrenori? Și acum, Ariana Moldovan, campioană, nervoasă, cum reacționează cu Simona Păuca, antrenoare? Unde e mixul ăsta acolo? Cum reacționai tu? Normal că mă enervam, că iară mă pune, iară repetă. Cred că același lucru îmi spune și Ariana Moldovan. Iară mă pune să repet, iară am greșit. De câte ori să mai repet? Vezi? Deci ce ai făcut tu și elevele tale. Da. Deci gimnastica are un ciclu acolo, nu ne putem îndepărta de cei el. Cei care am rămas în gimnastică, da, are un ciclu. E un ciclu acolo. Ce am trăit noi, vine un pic. Numai că acum e mai cu zâmbetul pe buze
Da. Mai... anii au trecut, da. Ne-am apropiat parcă puțin și de democrație, nu știu dacă mult sau puțin, dar ne-am apropiat. Cum vezi tu gimnastica România, nu la Jocurile Olimpice de la Paris, pentru că nu e prea repede, și în următorii 20 de ani, la viteza de investiții ce se practică în România în sport, căutarea de oameni capabili, cum va arăta gimnastica peste 20 de ani? O să spun în sport, nu vreau să dau gimnastică, dar gimnastica, din punctul meu de vedere, nu cred că va merge spre bine, pentru că nu se investește, în primul rând, în sport. Nu se investește în niciun sport, nu numai în gimnastică. Nu sunt săli conforme la anul 2023. Aici, nu este aparatură conformă la ce cerințe avem noi. Lipsa antrenori. Și ciudat, Canada aduce campion mondial, Elveția aduce campion. Unde e blocajul acela? Aici s-a oprit. Drumul spre succes, pac, a căzut. În alte țări, probabil că au început să dezvolte mai bine față de noi, pentru că sunt săli private. Și acolo se începe dimineața programul la 8 și se termină poate la 8-9 seara. La noi nu este sală privată conform standardele europene, da? Este o sală privată în Cluj-Napoca, dar nu are nicio legătură cu performanța, marea performanță. S-a organizat, într-adevăr, campionatele europene. Eu te las să le antrenez puțin pe fete. Eu și privitor o să ne bucurăm de Ariana Moldovan, apoi o să vorbesc cu ea, iar pe final de poveste te mai invit să-mi răspunzi la o singură întrebare. Privitorule, atunci când am început poveștile lui Pilu, eroul de poveste nu s-a născut. Deci, ce vârstă poate să aibă eroul de poveste? Vârstă, dar este la maturitate în disciplina sportivă, că e în gimnastică. Ariana, bine ai venit în poveste. M-am găsit. Poveștile sunt pentru copii. Da. Care e povestea ta preferată? Mai mult este Alba ca zăpada. Da. A, Albă ca zăpada cu cei 13 pitici. Da, da. Nu, nu 13. Cu 15 pitici. Nu, no, mai puțin. Mai puțin? 8? Da. 8. Nu. Și mai puțin? Da, un pic. 5? Mai mult un pic. 6? Mai mult un pic. 8? Nu, mai puțin un pic. 7? Da. Albă ca zăpada și ce? Ariana, nu știam că puștoacele de vârsta ta se joacă prin par, nu vin la spola gimnastică. Cum te-ai întâlnit cu gimnastica asta? Păi îmi doream de când eram mică. Acum ești mare, scuză-mă. Da. Da. Ești mare și când erai mică ai auzit de gimnastică. Da, adică am văzut pe YouTube. Ai văzut pe YouTube? Da, și mi-am dorit foarte mult. Și cum te înțelegi tu cu mami și tati când trebuie să-i spui că trebuie să vii la gimnastică fără școală, fără nimic, aici ai de muncă, transpiri? Înțeleg bine, adică se bucură că îmi doresc acest sport. Da. Se bucură? Da. Și mai ales după ce ai luat și titlul? Da. Da. Acum ești obligată. Da. Iar colegii tăi, cum te simți așa la... în clasă? Ești vedeta sportivă a clasei? Da. Se uită la mine când fac o chestie, se uită foarte, foarte atenți la mine. Și doamna învățătoare, cum e? Bine. Adică și ea, la fel. Se uită. Tu dirijezi ora de educație fizică la școală? Păi și alți colegi, și dar alți și colegi. Eu. Da. Dar dacă n-ar fi gimnastică, ce sport ai fi făcut? Hai, gimnastica nu există. Înot. Înot? Da, înot. Și când pleci la gimnastică și treci pe lângă o tonetă cu înghețată, te oprești sau doar o privești și pleci? Păi, o privești și pleci. Care e înghețată ta preferată? Cu căpșun. Căpșun? Da, căpșun. Căpșun. Când ai mâncat cel mai recent înghețată cu căpșuni? Fără să știe mama, tata, doamna Simona? Numai tu așa pe ascuns. Oricum nu le vede nimeni. Poți să-mi spui. Păi am mâncat miercuri, așa țin minte, miercuri. Ce bună a fost înghețată. Da. Am avut niște bani și am dus singură repede. Dar ai știut că înghețata aceea înseamnă
mai mult antrenament. Da. Ai știut? Tu, la vârsta ta de elevă de clasa a treia, fă-mă să înțeleg eu ce înseamnă pentru tine o competiție. Când doamna antrenor îi spune plecăm la Ploiești, la campionatele naționale. Cum simți tu competiția respectivă? Mi-e greu, așa, la vârsta asta pe care o am, că nici mine să mai îmi spun. Păi mă simt fericită. Mă simt foarte fericită. Pentru tine o joacă gimnastica? Da, da. Și când se transformă în greu și spui, of, nu mai pot? La forță mai mult. La forță? Da, la forță mai mult. Acum gimnastele sunt firave. Da. Se spune că nu mai poți, mai poți un pic. Mai poți un pic? Da. Te-ai apropiat de vreun aparat mai mult față de altul? Îți place solo mai mult decât la paralele sau bârna mai mult decât la sărituri? Bârna mai mult decât la paralele, da, bârna. Ia să-ți văd eu ție palmele. A, încă ești la început, da. Mai puțin, da. Și... Am avut aici o beșică. Așa. Așa, recent am avut, dar unde cu cremă și nu mai am. Aici mi-era sânge aici. Unde te vezi tu în gimnastică? Care-i scopul tău? Vii la antrenament pentru ce? Eu vin la antrenament ca să... mai mult ca să și apar la televizor, pe YouTube. Gata, uite, da. Te-am adus în poveste, ai apărut la televizor. Da. O să-mi spui câte vizualizări o să avem, da, pe poveștile lui Pilu, pe Facebook. O să-mi, da, spui tu. Dar unde te vezi tu? Ți-ai propus să te duci mult timp? Să devii o Nadia Comăneci, cum ai spus la început? Da, da. Știi ce înseamnă Jocurile Olimpice? Asta nu știu. E cea mai frumoasă competiție sportivă care poate să existe pentru un sportiv, pentru un antrenor și chiar și pentru un arbitru. Și evident și pentru un spectator, cei prezent la... Este cea mai frumoasă competiție sportivă pentru că de aceea și odată la 4 ani. Da, mergem. Ia spune-mi tu, cum ești în relație cu doamna Simona Pop? Cum o simți? Știi că a fost campioană olimpică? Da, știu că am văzut-o și pe YouTube. Da. Ce e YouTube-ul ăsta, că nu-l înțeleg? Tot YouTube, YouTube în stânga, YouTube în dreapta. Cum te înțelegi tu cu doamna Simona? Bine. Da. Mă înțeleg bine. E aspră? E calmă? Ce ai vrea tu să facă mai mult pentru tine? Să-ți împlinești visul. Că e cel mai frumos să-ți împlinești, să-ți dorești să devii campioană și să-ți împlinești visul. Păi, îmi doresc să fie foarte bună cu mine, să mă antreneze foarte, foarte mult la fiecare aparat. Să-ți explice. Să-mi explice foarte concentrat. Să stai concentrat, da, în permanență. Să fim serioși. Trebuie să fim serioase. Că nu e un joc. Nu joacă. Nu? Chiar dacă... Ma când, de exemplu, e ziua copilului, atunci când ne jucăm în groapă, atunci e singur, joacă. A, o dată pe, da, an e permis. Bârna sau sol? Sol. 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 Atunci îl lăsăm pe cel de acasă să te urmărească la sol. Da. Și apoi îl lăsăm să te urmărească și la bârna. Da. Atentă, încă o dată. Hai că-ți iasă. Tinde genunchii. Umărul energic. Pe rând. Aruncă-ți picioarele ambele, da? Și întinde vârful la spate. Ai altceva. Și aici, atentă. Umerii. Încet și pe direcție. Încordează-te aici, întinde-și genunchii.
strânge fundul. Încet și menține. Înalt, grupat și ține. La Cupa Andreea Răducan ai devenit campioană națională. Da. În martie ai devenit campioană națională. Da. La individual compus. Cum a fost dialogul tău cu mama și cu tata? Dialogul a fost ok. Ce ți-au spus ei? Despre concurs? Nu, despre faptul că ai devenit o campioană națională. Păi mi-au felicitat. Așa. Foarte mult. Bun. Mi-au făcut și recompensă, adică mi-au făcut un cadou. Vai de mine! Nu te întreb ce cadou, dar mă bucur. Da, și s-au bucurat că am devenit campioană. Și noi. Da. Ariana, îți mulțumesc. Ești cel mai mic, ca vârstă, erou de poveste la Poveștile lui Pilu. Și te rog să mă suni peste ani și ani că ești campioană națională la senior, la individual compus. Promiți? Da. Mulțumesc. Și acum mergem la sol. Da. Simona, îți mulțumesc pentru întâlnire. N-am venit când Ariana a devenit campioană națională. N-am putut. Așa sunt poveștile. Ba o poveste acolo, ba o poveste dincolo, ba o poveste acolo. Tu mă ierți, privitorul mă iartă. Mi-ai spus că investiții în sport nu. Ai încredere în sportivii români ce vor renunța la activitatea sportivă și vor intra să se implice, că vor răsturna acest hău de 3 decenii? Dacă ne unim cu toții, da. Să ne unim. Da. Privitorule, Simona Păuca te invită la o poveste în care cuvântul va fi unire. Nu numai în 24 ianuarie, folosește-le și în celelalte 364 de zile, iar când e bisect 365, mai punem încă una. Până la o nouă poveste, toate bune!